Demisia profesorului Nicolae Zaharia din funcția de viceprimar a luat prin surprindere atât pe primarul Elena Lasconi, cât și pe ceilalți colegi din celelalte formațiuni politice. În sala de festivități a primăriei, edilul șef al municipiului a ținut o conferință de presă, având ca subiect demisia viceprimarului. În momentul blocării bulevardului, acest parteneriat a funcționat cu mici excepții, foarte mici excepții, dar în momentul în care a început această luptă, de fapt nu luptă, acest război politic murdar, Nicolae Zaharia s-a alăturat partidului și nu intereselor Câmpul Lungului. Și dacă vă aduceți bine aminte, a participat la conferința de presă pe care a organizat-o prefectul, unde s-au spus foarte multe minciuni. A încercat să se inducă în eroare publicul și el a fost spectator. Și normal că m-a deranjat, pentru că nu era vorba de persoana mea, era vorba de interesul orașului. Întrebată de jurnaliști dacă s-a gândit la un candidat la funcția de viceprimar, Elena Lasconi a ocolit răspunsul și a precizat că nu va vehicula niciun nume. Mai mult, a ținut să precizeze că se va retrage de pe grupul de presă, iar legătura cu domnia sa va fi ținută doar prin consilierii săi. Pentru celelalte lucruri publice, va organiza lunar o conferință de presă.